În 1993, câțiva tineri ingineri porneau pe drumul performanței în combinatul de aluminiu de la Slatina. Selectați sunt dintre tineri ingineri, tineri cu potențial. Aceștia au fost pregătiți timp de 2 ani pentru funcții manageriale, respectiv i-am băgat într-un program de rotație, de practic stăteau câte 6 luni la toate sectoarele de bază, după fiecare 6 luni erau evaluați. Printre acești tineri instruiți să devină viitori manageri al RO s-a aflat și actualul director general, Gheorghe Dobra. Inclusiv domnul director general a trecut, era tânăr inginer atunci, a trecut printr-un asemenea program de rotație. În 1994 s-a conceput de noua echipă managerială un program amplu și complex de modernizare a tuturor sectoarelor de activitate, dar cu accent pe modernizarea tehnică și tehnologică. Tinerii aleși au avut anumite calități, iar acestea au fost atent monitorizate și evaluate. Urmăream mai multe aspecte. Deci, în primul rând, competența profesională. După aceea urmăream implicarea, caracterul lui, după modul cum se implică într-o activitate, nu? După modul cum se dedică acelei activități. Le urmăream capacitățile organizatorice. Deci, în tot acest ciclu de rotație, ei au îndeplinit la nivelul sectorului respectiv anumite funcții manageriale, operativitatea cu care iau aceste decizii. Urmăream modul cum știu să lucreze cu oamenii, cum știu să lucreze în echipă. Pentru că este o adevărată provocare să conduci o fabrică așa cum este Alro Slatina. Ca să conduci o unitate mare cum este Alro, dar nu e vorba numai de, e vorba în general. Nu este suficient să faci, știți că sunt la mod acum facultățile de management. Mă duc, fac facultatea de management și sunt bun de manager. Deci trebuie să cunoști foarte bine ce se întâmplă în acea unitate. Altfel nu poți să pui diagnostice, nu poți să analizezi rapoarte, nu poți să iei decizii corecte fără să cunoști ce se întâmplă în sectoarele pe care tu le coordonezi. Acest program de selecție a continuat de-a lungul anilor în Alro Slatina, pentru că managerii companiei au înțeles că pe drumul către performanță nu vor merge decât oameni bine pregătiți, care știu să fie lideri.